Începem cu școala, școlile s-au reparat, majoritatea cu ajutorul României Uniunii Europene, grădinițe s-au făcut de la zero, biserica, e foarte important biserica, că atunci când faci condiții și când omul îi spui în fiecare zi, dacă înainte facem o clacă ca să facem o casă, da? Acum am făcut clacă cu Uniunea Europeană și cu România și am ridicat nivelul. Ridicând nivelul, omul nu vrea numai să mănânce sau nu șede numai cu capul în jos să gândească la partea fizică, da? El vrea moral deja, da? Cred că eu sunt primul care am redobândit în 2000. Ficiorul meu a zburat în Franța la 1 ianuarie 2000. Deci, eu cred că și este normal, pentru așa, deci, atragere vom susține, deci, și un rezultat bun. Chiar am cunoscut, s-a învățat în Iași, la Politehnic am băiat cunoscut, a terminat acolo și se vede că sunt mai mulți de noștri acolo. Cu reparații, cu... Eu știu acolo și mai este. Multe ajutoare sunt. La sigur și la ora actuală subsidii se dau în momentul că, uite, au fost ieri seceta și vedem, se vorbește ca să-i dispăgubească pe oameni că ei nu-s de vină. Dar nu trebuie să-i lasă uitării, fiindcă ei nu ne mai hrănește nimeni. Mâinii ei se dezic, pleacă iar după hotară. Dar cine rămâne, cu ce se ocupă, restul rămân flămânzi. Aceiași bătrâni, aceiași copii, nepoței care mai sunt pe aici. Da, am avut ajutoare când era criza energetică. Am procurat energie din România, neavând suficient energie care se producea la noi și era mai scumpă, desigur, dar ca ieșire din situație, desigur că am fost ajutați. Despre studenții noștri, din 91 până amuia, mii și mii de studenți au făcut studii acolo. Au fost cazați acolo, au primit bursă acolo, au fost studii și au făcut acolo. Da, cum să nu cunoaștem ce se face bine. Da, sunt niște ajutoare foarte, foarte mari și cuprinzătoare. E vorba de grădinițe, e vorba de școli, e vorba de reparații de drumuri, dar cea mai mare investiție posibil că este în prietenie aceasta care este legată între diferite sate, orașe, ale României și ale noastre, ceea ce se face pentru perspectiva noastră națională și corespunde și intereselor noastre naționale.